Este acel moment al anului când toată lumea încearcă să adauge în echipă măcar un jucător TOTY. Astăzi vom vedea cât de buni sunt cei 11 fotbaliști din echipa anului, așa că îi punem să joace împreună în FC24 și mai mult decât atât le upgradăm ratingul exact ca în Ultimate Team. Îi vom pune într-o carieră în care vom vedea cum se descurcă în campionat, în cupă, dar și în UEFA Champions League. Dacă reușesc să câștige măcar două din trei competiții, atunci avem pregătit un adversar surpriză, așa că e bine să te uiți până la final dacă ești curios. Hai să dăm drumul la treabă, începem o carieră nouă în care vom controla o echipă la întâmplare, pentru că echipa anului va juca în Premier League, o vor înlocui pe Newcastle în grupa F din UCL ca totul să fie cât mai dificil. Simulăm cariera, dar mai întâi până în decembrie, atunci când vom ști cum s-au descurcat în grupele Champions League, iar pentru tine acum este un moment bun să lași un like dacă îți place acest tip de experiment și să te abonezi dacă încă nu ai apucat să o faci. Gata, am simulat grupele UCL, așa că hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Jucătorii TOTY fac echipă bună împreună, cel puțin până în acest moment, se califică din această grupă pe care au dominat-o și mai departe în optimi au picat cu cei de la Benfica. Din acest moment vom simula acest sezon până la final și vom vedea împreună dacă vor reuși să câștige măcar două trofee pentru a putea juca un meci cu o echipă surpriză. Dacă nu, asta este, totul se termină aici. Este final de sezon și mergem să vedem cum s-au descurcat băieții din echipa anului în Premier League, cel mai puternic campionat din lume la acest moment. Urcăm în clasament treaptă cu treaptă și aflăm că echipa noastră câștigă campionatul în Anglia cu 102 puncte și o diferență colosală de 31 de puncte față de locul 2. S-au descurcat de minune aici, nu le-a stat nimeni în cale. City este pe locul 5 și e de înțeles, jucătorii lor cei mai buni sunt la TOTY. Hai să vedem ce s-a întâmplat în cupă, de fapt în cele două cupe, pentru că am uitat complet de Cupa Ligii din Anglia, se mai întâmplă. FA Cup este câștigată de Newcastle, iar echipa TOTY a ieșit de vreme din competiție. Se pare că au fost eliminați încă din runda a treia de cei de la West Ham. Acum că tot ne-am adus aminte de ea, hai să vedem ce s-a întâmplat și în Cupa Ligii. Arsenal reușește să se impună în această competiție, iar echipa noastră este eliminată tot de vreme, de data asta de cei de la Brentford. Așadar, pe cupe echipa asta nu stă bine deloc, putem spune în apărarea lor că s-au concentrat mai mult pe campionat, celebra explicație auzită des și prin Superliga. Ne-a mai rămas să vedem ce au reușit în UCL, acolo unde au câștigat grupa și aveau de jucat cu cei de la Benfica. N-au fost probleme cu portughezii, echipa anului se califică cu 4-1 la general și mai departe în sferturi au jucat contra celor de la Lazio, reușind să treacă și de această fază a competiției. Mai departe în semifinale au picat cu cei de la City, echipă ce nu-i are pe cei 4 jucători TOTY și asta se simte pentru că echipa anului îi bate cu 5-2 la general și vor juca finala UCL acolo unde trebuie să o bată și pe Real Madrid, specialista acestei competiții, iar dacă se va întâmpla asta, vor putea merge să joace cu echipa surpriză de care vă ziceam mai devreme. Jucătorii TOTY cuceresc Europa, victorie cu 3-1 în finala Champions League, așa că în cele din urmă reușesc să câștige măcar două trofee, cumva cele mai importante, și asta înseamnă că îi vom putea vedea în proba surpriză de care vorbeam la început. Vom vedea cum se descurcă această echipă în fața celor mai bune jucătoare ale anului. Da, prieteni, am creat și echipa fetelor și vom avea în premieră un duel băieți contra fete în FC24. Totul este pregătit pentru acest super duel și dacă stăm să ne gândim puțin, avem la acest moment față în față teoretic cele mai bune echipe din acest minunat joc, așa că trebuie să vedem un meci de cel mai înalt nivel. Alexia Putelas pasează cu Smith, mai departe foarte bine pentru Sam Kerr, care, după părerea mea, se grăbește puțin, putea să mai avanseze ceva, preferă să tragă de acolo și o face peste. Iată că fetele au prima mare ocazie a acestei partide.
Bellingham are ceva spațiu, încearcă să profite, pasează bine lui Haaland, care cred că vrea să centreze pentru Mbappé, însă o face total greșit. Haaland combină cu Bellingham, mai departe la Messi, care trece frumos, pasă la Kylian Mbappé, care însă trage pe mijlocul porții, ocazie mare. Din nou băieții în atac, din nou Bellingham, o pasă foarte bună pentru Messi, Messi este în careu, greșește însă pasa, Bellingham întoarce la Frimpong, mai departe la Haaland, care de acolo nu ratează și este 1-0 pentru băieți. Haaland este un goalgetter, vrea să marcheze indiferent de echipa pe care o are în față și iată că în premieră asistăm la un prim gol al norvegianului în fața unei echipe de fete. Sunt curios să știu dacă în realitate o mai fi făcut asta vreodată, habar n-am. 1-0 pentru băieți din minutul 13, de la ocazia lui Sam Kerr din primele minute, fetele n-au mai contat în atac, poate că primirea acestui gol le va trezi puțin. Messi din nou la minge, greșește pasa, Renard, însă greșește și ea, Kylian Mbappé este în careu, șutează și ratează din nou. Șansă mare pentru băieții să facă repede 2-0. Lovitură de colț pentru băieți, Messi și De Bruyne lângă minge, primește belgianul care centrează, mingea este respinsă, însă până la Bellingham. Bellingham combină cu Rodri, Rodri șutează pe jos și șansă mare din nou pentru băieți. Erps, portărița de la Manchester United, iată, face minuni pentru fete. De data asta bate De Bruyne pentru Messi, Messi centrează pentru Van Dijk și din nou o ocazie destul de mare. E chiar bună această portăriță, să-mi spuneți și voi dacă ați prins-o în pachete și dacă se mișcă așa și în ultimei timp. Frimpong combină cu Haaland, acesta este însă deposedat curat și fetele pot pleca pe un contraatac. Sam Kerr este la minge acum, avansează și pasează cu Alexia Putelas, mai departe la Smith, Smith însă ține cam mult de minge, este întâmpinată de Frimpong, întoarce acum și De Bruyne recuperează frumos. Theo Hernandez repune lung pentru Haaland, combină cu De Bruyne, mai departe la Kylian Mbappé, care centrează pentru Messi și cât de frumos este respins această minge, faza nu se termină, Bellingham este în careu și ratează. Hansen avansează și cât de frumos îl evită pe Rodri, pasează mai departe la Sam Kerr, întoarce la Oberdorf, Oberdorf intră în careu, combină din nou cu Sam Kerr, care irosește o mare, mare ocazie de egalare, incredibil. Fetele trebuie să se mulțumească doar cu un corner, însă trebuie neapărat să vedem această fază incredibilă și intervenția lui Alisson, care este rege în poartă. Primește Bellingham și pasează mai departe la Messi, Messi cât de bine îi pasează lui Haaland, care ratează dintr-o poziție ideală. Ne apropiem de pauză, fetele însă vor să mai profite de un ultim atac, Sam Kerr este la minge, combina acolo, Sam Kerr din nou șutează, însă Alisson se întinde fenomenal. Sam Kerr cu o ocazie foarte, foarte mare, ghinionistă fotbalista de la Chelsea. După o primă repriză cu faze foarte multe de poartă, fetele, iată, sunt conduse la pauză după reușita lui Haaland. Alexia Putelas pasează în spate la Renard, Bellingham reușește să fure această minge, Bellingham intră în careu, Bellingham șutează și este 2-0 pentru băieții, iată ce start incredibil de repriză secundă. Jude Bellingham reușește să profite de o gafă imensă și iată că din minutul 47 este 2-0 pentru băieții, nici măcar nu s-a ieșit bine de la cabine și Bellingham înscrie. Oberdorf pasează foarte bine către Sam Kerr, aceasta pasează mai departe la Hansen, Hansen întoarce la Sam Kerr, mai departe la Alexia Putelas, șansă imensă, Alisson de netrecut. Până acum avem o partidă în care fetele sunt cu ocaziile și băieții cu golurile. Pasează către Sam Kerr, mai departe, foarte bine pentru Hansen, aceasta intră în careu, Hansen pentru Oberdorf, șutează în Ruben Diaz. De Bruyne combină cu Bellingham, mai departe la Haaland, primește Messi care se întoarce frumos, Messi pentru Bellingham, mai departe la Kylian Mbappé, care de acolo de data asta nu mai ratează, este 3-0 pentru băieți, rezultat de neprezentare în acest moment, băieții iată nu le menajează deloc pe fete, nu prea e frumos din partea lor, însă ăsta este fotbalul.
fetele vor beneficia de această lovitură liberă dintr-o poziție foarte bună chiar de lângă careu, o lovitură liberă destul de ușor acordată și este o șansă mare pentru ele să marcheze măcar un gol de consolare, însă trebuie să fie de acord și băieții să vedem ce se va întâmpla. Franțuzoaica Carșaui execută peste zid și pe lângă poartă, din nou mare ocazie pentru fete, Alison a dat pentru o secundă impresia că va lăsa această minge să intre, însă nu vom ști niciodată. Se termină această partidă cu neverosimil 3-0 pentru băieții, pentru fete din păcate a fost o partidă de coșmar în care au ratat foarte, foarte mult, însă asta este, se mai întâmplă. Dacă ție ți-a plăcut acest experiment, nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și lasă un like pentru că de fiecare dată ajută foarte mult. Eu am fost Andurache și până data viitoare să auzim numai de bine!